întâmplă acum. O să fiu acuzat că sunt nostalgic. Nu, nu sunt nostalgic. O să fiu acuzat că prea des fac emisiuni despre Nicolae Ceaușescu. Nu este adevărat. Fix acum 100 de ani, la Scornicești, se năștea cel care avea să devină dictatorul numărul 1 din istoria neamului, omul care a creat epoca de aur, omul care a chinuit România, omul care a plătit datoriile României, omul care a marcat foarte, foarte serios istoria țării, istoria neamului, poziția neamului în Europa și, în general, tot ce s-a legat de România în ultimii 25 de ani, înainte de 1989. Nici nu știam cum să formulez întrebările care să genereze dialogul de azi. Îi rog foarte mult pe cei, dacă se poate, pe cei tineri, cei care la Revoluție nu erau născuți sau erau prea mici ca să știe exact ce și cum, să se uite un pic și la emisiunea de azi, pentru că am convingerea că îi vor auzi pe cei mai în vârstă vorbind despre ce s-a întâmplat atunci. Și dialogul pe care vi-l propun este următorul. Dacă Nicolae Ceaușescu nu ar fi existat, nu s-ar fi născut. Acum fix 100 de ani, nu s-ar fi născut. Apropo, dau dintr-una într alta ca nebunii. Știți că ieri a murit, Dumnezeu să odinească, sau alaltă, Ineagul Giuvara la 101 ani. 101, ca dalmațienii. 101 ani. 101 ani avea Giuvara. Nicolae Ceaușescu putea să aibă azi fix 100 de ani. Deci putea să trăiască. Mircea Ionescu Chintus, Dumnezeu să-l ierte, a murit la 100 și ceva de ani. Deci astăzi ar fi împlinit 100 de ani, dacă trăia. A, n-a trăit. De ce n-a trăit? Și asta este o întrebare. De ce a trebuit să nu trăiască? Nu asta este important, de ce a fost asasinat în ziua de Crăciun, acum 28 de ani, Nicolae Ceaușescu. Nu. Că nu despre asta vreau să vorbim. Vă propun să discutăm ce s-ar fi întâmplat dacă Nicolae Ceaușescu nu ar fi existat. Nu s-ar fi născut la Scornicești acum 100 de ani. Deschidem imediat telefoanele, pentru că nu vreau să spun eu mai nimic, deși aproape 30 de ani am trăit în perioada cu pricina. M-am născut, am fost educat, am fost școlit, mi-am lansat cariera în televiziune în perioada lui Nicolae Ceaușescu, deci aș putea să vorbesc foarte, foarte multe lucruri, pentru că, nu-i așa, gravitam în anii 80, mă învârteam, pițifelnic fiind la vremea aia, prin televiziunea română, mă învârteam în jurul celor mari sau foarte mari, sau cei mai mari. Bine, deschidem telefoanele, stimați telespectatori, și vă propun să discutăm despre România fără omul din imagini. Îl aveți aici în ziua de 5 martie, a doua zi după catastrofalul cutremur din 4 martie 1977, întors dintr-o vizită în afara țării, întors de urgență, a lăsat totul baltă. Și aici îl vedeți la blocul Dunărea, dacă nu mă înșel, nu mă înșel, blocul Dunărea de lângă Intercontinental. Bună ziua, Vasile, ești în direct. Salut, domnule Barbu, suntem cam aceeași generație, deci eram și eu suficient de matur când l-au îmbrâncit urmăritorii, ca să zic așa, pe mult stimatul și iubitul. N-am fost și nu sunt un fan al lui, cu toate că am fost membru al Partidului Comunist de la 21 de ani, pentru că nu eram chiar tâmpit de tot, într-un mediu muncitoresc, știți cum era, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Bă, vreau să spun de la bun început, ca să nu creadă lumea că stâmpit. Eu n-am fost membru de partid și nu sunt. Eu am fost. Nu cred că stâmpit. Da, mă rog, hai să nu discutăm despre asta. Ia zi-mi ce ar fi însemnat România, în opinia ta, Vasile, dacă omul din imagini nu s-ar fi născut acum 100 de ani la Scornicești. Păi sunt două lucruri. Erau, cum să spun așa, hulubele căruții erau cam totale. Era fratele mai mare de la răsărit, era situația oarecum jalonată, alegătorii alegeau nu ceea ce vroiau ei, cu toate că erau suficient de îmbâlțiți. Sunt convins că 90 și ceva la sută chiar se vota pentru tovarășul, ar fi fost amprenta pe care și-ar fi pus el ca și persoană, un alt el. Mi-aduce aminte de o... Adică tu crezi, Vasile, tu crezi așa, că indiferent cum ar fi fost, cine ar fi fost la cârma țării, Ceaușescu sau altul, Voitec, Mănescu, Dăscălescu, oricare ar fi fost același lucru, eu nu cred. Nu, Doamne ferește, nu. Da. Erau niște lucruri, generalități, pe care nu le putea schimba nimeni. Nu, dar vreau să știu cum ar fi fost România și cum ar fi fost neamul, cum am fi fost noi ca popor, acum, dacă nu era Ceaușescu în 64 să vină la putere. Spre exemplu, cu unul ca Maurer, care era mai puțin,
Așa, cu unul ca Maurer, care era mai puțin îndoctrinat, mai destins, mai occidental, mai cu mintea, mai open mind, cum zic acum, open mind, cum zic tinerii ăștia, probabil că am fi fost un pic mai puțin strâns cu cleștele de toate cele. Mersi mult, Vasile. Am înțeles. Punctul tău de vedere, dacă era Ion Gheorghe Maurer șeful statului și era mai open mind, era cu mintea mai deschisă, mai occidental, lucrurile ar fi mers altfel în România. Bună ziua, sunteți în direct. În Iași, salut, Costele. Bună seara, domnul Barbu. Ce ar fi fost? La mulți ani pentru 2018. Mulțumesc am mult. Am să vă reproșez o problemă. Normal. Domnul Coarnă, care vă mai te rog frumos, dacă tu ai sunat să-mi reproșez despre domnul Coarnă, ți închid telefonul. Subiectul de azi... Subiectul de azi e Nicolae Ceaușescu, da? Nu vreau să spun că nu m-a sunat. Păi nu te-a sunat, asta e... Mă rog, hai, să trecem la subiect. Pot să vă pun întrebarea de aseară pentru că nu v-am prins cu... Nu, închideți-i telefonul. Regula emisiunii este așa. Prindem telefonul și vorbim la subiect. Nu ce a fost aseară și nu că m-a sunat sau nu m-a sunat Coarnă, că n-avem timp. Așteaptă mii de oameni vor să intre în direct. Salut, Radule, la Brăila, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua! Sănătate să vă dea Dumnezeu. Cred că a spus întrebarea greșit. Corect. Pune tu bine. Cu PIB-ul actual de 200 de miliarde de euro, cât PIB am fi avut dacă avem toată industria în funcțiune și toată economia existentă în 1989? Cred că era 1000 de miliarde cu 30% venituri la bugetul de stat, am fi avut salarii și pensii triple. Asta e o problemă. A doua problemă. Noi am fost întotdeauna la periferia a trei imperii. Ca dovadă am fost subdezvoltați. Când alții aveau academii, universități, noi trăiam în bordeie. Ceaușescu, ascultați ce vă spun eu, un bătrân de 74 de ani. Nepoții noștri îi vor ridica statui, că a fost cel mai mare conducător care l-a avut România și pe care îl va avea în următoarea 100 de ani. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Maria, la Târgu Mureș, ești în direct să rămână. Bună seara. Bună ziua, mă scuzați. Bună ziua, Maria. Fix cu 100 de ani în urmă la Scornicești se năștea Ceaușescu Nicolae. Întrebare. Poporul român, poporul român, acum, e mai, hoț, e mai hoț, e mai rău, e mai puturos decât poporul pe vremea epocii de aur? Nu. Sau sunt mai de proastă calitate cei care ne conduc? Da, acum e de mai de proastă calitate. Eu n-am nicio treabă și cu Ceaușescu, dar să știți, școala a fost școală, munca a fost muncă și țara a fost. Pentru că ne-a băgat unde ne-a băgat, că a vrut să plătească datoriile, că altfel eram bine, mersi. Dar acum ăștia ce fac? Nimic. Așa că Dumnezeu acum avem colaborări cu Europa, acum suntem țară NATO. Da, acum... avem pensii, avem colaborări, avem de toate. Numai nu avem ce ne trebuie. Ce ne trebuie? Eu sunt una dintre fericitele care totuși mă simt asta, dar mă gândesc în jurul meu, că nu mi-e indiferent. Ce n-avem, Mărie? Și la Târgu Mureș, să nu credeți că e chiar așa de ușor. Dar ce, Mărie, ce nu avem acum și aveam atunci? Ce nu avem? Da. Acum? Da. Acum n-avem libertate. Atunci mă duceam, n-aveam nicio treabă. Maria. Da. Atunci nu puteai să te apropii de fâșia de frontieră, că te împușcau grănicerii. N-aveai voie... Putem apropia și ce am câștigat? Vă rog să-mi spuneți din poporul ăsta român care se pot duce în străinătate. Zeci și sute de mii. Da. Și... restul vai de capul lor. Spune-mi, întrebare, nu mi-ai răspuns la întrebare. Poporul atunci era mai muncitor și mai puțin hoț decât acum sau liderii sunt de vină? Exact, mai muncitor ca acum. Acum e puturos. Stau în crâșme și beau și nu măr la lucru. Și să plâng că nu au ce le trebuie. Pentru că nu avem o guvernare așa ca lumea, ca să-i pună la treabă. Le dau bine, mersi. Ajutoare în loc să-i pună să strângă peturile și mizerile de pe stradă și așa mai departe. Eu să fiu președinte, să vedeți ce țară bogată și ce țară curată ar fi România asta. Da, n-ai putea, Mărie, dacă ai fi președintele României, n-ai putea pe care o am. Mărie, ascultă-mă, dacă ai fi președintele României, n-ai putea să stăvilești hoția din jurul tău. Ba da. Cum? Aș face în așa fel că mi-aș lua militari lângă mine și aș face, să știți.
pe regiuni, pe orașe, pe nu știu ce. Cu armata asta... după tine, nu așa? Cu armata. Poftim? Cu armata păi, după tine. Păi bineînțeles că singură n-aș putea. Mergem mai departe, bună seara, ascultați oameni buni, ascultați-vă unii pe alții, căci așa puteți să luați pulsul real al poporului astăzi, la 100 de ani de la nașterea lui Ceaușescu. Bună seara! Bună seara, domnul Barbu! Salut, Sorin! Era domnul Rexos. Am și o întrebare, eu am avut 19 ani la Revoluție. Ceaușescu a fost condamnat pentru subminarea economiei de stat. Când a avut loc subminarea economiei de stat? Până Revoluție sau după Revoluție? Vrei părerea mea? Da. După Revoluție. Aici eu tot la asta. Și încă o întrebare. La noi, de exemplu, aici la țară, au mai rămas și cine mai însat? Polițaii și infractorii. Deci tineretul nu mai are nicio... Ei s-au plecat toți. Când mai revine România asta, să s-o mai construiește? Spune-mi așa, la tine în Olt, poporul... Ascultă-mă puțin. Aproape de scurnice. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. La tine în Olt, poporul e acum mai rău sau cei care îl conduc pe popor sunt mai răi față de perioada epocii de aur? Deci ăștia de-i conduc, după părerea mea, de-i conduc, sunt un împătimit al plăcșorului, astea și v-a admis. Părerea mea că politicienii ăștia au două limbi. Una de vorbesc la televizor și alta de fac treaba între ei. Am înțeles. Spune-mi, cum ar fi fost România dacă Ceaușescu nu ar fi existat? E greu de estimat. Veneau de la afară. Nu. Asta nimeni nu poate știe. Dacă nu întâlnea pe Elena, poate era ceva mai bun, dar nu. Deci dacă nu era Elena, era el un pic mai bun. Ultima întrebare, după părerea ta, că văd că ești un oltean cu mintea deschisă, de ce în 25 decembrie 89 a trebuit să moară? Păi, ca să nu mai apară voi, ca să apară Voiculescu cu antenele, cu alea, cu alea. Ca să apară Voiculescu cu antenele, a trebuit să moară Ceaușescu? Păi da, păi nu știți noi istoria, creștem și alea. Foarte tare. Mergem mai departe, bună seara. În Constanța, la malul Mării Dumitre, ești în direct, bună seara. Bună seara, domnul Barbu. Cum ar fi alătat litoralul României dacă Ceaușescu n-ar fi existat? Cum era Constanța, cum era România? A, cum erau? Litoralul era o perlă, domnul Barbu, dar altceva aș dori să vă spun. Acum două zile a murit Neagu Juvara. Dacă trăia Ceaușescu 100 de ani? Asta am spus și eu la începutul emisiunii. Azi ar fi împlinit 100 de ani. Ce s-ar fi întâmplat dacă trăia și nu-l omora, dacă trăia și nu-l omora ăștia de Crăciun la Revoluție? Domnul Barbu, erau și lucruri bune, dar erau și lucruri rele. Care erau cele mai rele? Cele mai rele era că l-au scos din ecuație pe Dumnezeu. Bravo. Înainte de 45 era nici eu ține de-o. L-ai scos pe Dumnezeu din ecuație, rămâne nimic. Te iubesc și te respect pentru vorbele astea. Bravo! În sfârșit, bravo! Domnul Barbu, dacă Ceaușescu ar fi fost atât de bun și ar fi dat o educație bună, păi muream cu ei de exil, domnul Barbu. Toți muncitorii, indiferent de fabrică, ne făceam lans uman și astăzi aveam tractorul Ford Brașov, aveam la Aro, Toyota, Aro, Brașov, aveam la, spuneți dumneavoastră, mai multe fabrici. Aveam... Ești foarte deștept, Dumitre, foarte înțelept. Domnul Barbu, aveam în confecții, aveam Nike la Brancov, unde era? Ce mai aveau noi prin țară, domnul Barbu? Eu, în primul rând, portul Constanța lucra pentru țară, nu pentru străini, iar Mangalia nu era a olandezilor. Așa este, domnul Barbu. Sau a corenilor, a cui, doamne dracului, doamne iartă-mă, e. Bine, domnul Barbu, vreau să vă spun un lucru. Te rog. Acum, în 2008, domnul Barbu, mă aflam într-un parc, lângă o poartă de intrare în port. Și intrau în port trailere cu tractoare dezmembrate, dar numai piese de tractoare. Nu și cu fier vechi amestecate. Și stăteam așa și... Puneam întrebarea, zic, doamne, zic, cum pleacă tractoarele noastre la fier vechi? Și un domn mai cunoscut, așa, cu mai pregătit ca mine, îmi spune, stai liniștit, să fii tu sănătos, astea nu pleacă la fier vechi, astea pleacă în afară, sunt recondiționate, reparate, puse la punct și puse la treabă. Deci, dacă ar fi fost fabrica, n-ar fi exportat tractorul Brașov, din fabrică, nu luați la preț de nimic. Mersi mult, Dumitre. Mergem mai departe. La Cluj, Ana, ești în direct, să rămână. Alo, bună seara. Ce ar fi însemnat în opinia ta, Ana, ce ar fi însemnat România și ce ar fi însemnat poporul român dacă Ceaușescu nu s-ar fi născut azi, 100 de ani în urmă? Cred că, indiferent cine era în loc la Ceaușescu, lucrurile mergeau cam aproape în același mod, pentru că țările din jurul nostru erau socialiste.
Și da. Vezi, dacă spun ceva, ar fi Ana, avut Ana, oameni competenți... Ana, în... vreau să spun ceva. Da. Ambiția lui Nicolae Ceaușescu, personală, nu comunistă, deci nu era ambiția partidului, era ambiția lui personală de a plăti datoria externă a României, a făcut din Ceaușescu, a făcut din Ceaușescu un dictator care a pus România în genunchi ca să achite datoriile, a înfometat poporul ca să achite datoriile și a plătit cu viața, a fost executat și pentru faptul că și-a achitat toate datoriile față de străini. Asta nu era nici în Polonia, nici în Republica Populară Ungară, nici în Deutsche Demokratische Republik, nu era nicăieri, doar la noi. Da, deci aici a greșit foarte tare și a greșit pentru că nu a avut colaboratori, lângă el nu au fost oameni competenți. Și lumea spune că s-a distrus industria și tot. Trebuie să ne amintim că pe vremea aceea se lucra aproape pe stop. Deci așa nu se putea merge în continuare să lucrezi pe stoc, trebuia să ai să vinzi. Dacă faci un pahar, trebuie să ai desfacere, să poți să-l vinzi în afară, ca să aduci în țară, să aduci valută și... Deci, bun, am înțeles, a greșit foarte mult, dar pe vremea aceea, indiferent cine era, și vreau să spun acum, sigur că atunci oamenii nu erau atât de liberi, nu aveam televizor, nu puteam merge peste tot, în lume... Acum se poate. Acum șomajul totuși e mare, dar guvernul cred că este cel mai slab pe care l-a avut România vreodată. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. Imagini de la primirea la Londra de către regina Marii Britanii Elisabeta a II-a, a cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. O vizită istorică. Vă aduceți aminte? Probabil că Teddy o să vă arate și imagini cu Ceaușescu în caleașcă. Apropo, Teddy, am uitat să te rog, caută și tu imaginile când a fost investit ca președinte al României, alea în care... Wojtek sau cine îi dă sceptrul țării. Caută de că le găsești pe internet sau le găsești la noi în arhivă. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. La Constanța ne întoarcem. Salut, Ioane. Bună seara. Bună seara. Da, Ioane, te ascult, ești în direct. Cum să vă spun eu, antevorbitorii mei l-au cam lăudat pe acest domn care poate fi catalogat drept un criminal. Părțile bune, chinul la care a supus poporul român, el și cei care au fost în jurul lui, nu pot fi iertate pentru câteva realizări economice. Așa zisa industrie despre care mulți domni spun că am fi avut-o astăzi, vedem și noi pe stradă că era mult depășită. În țara asta, cei care fură cel mai mult sunt... oamenii pe care dumneavoastră îi numiți mafia gulerilor albe. Corect. Nu, până nu va fi o lege mai aspră care să păstreze banul public în folosul cetățenilor, până atunci nu vom fi... Cum ar fi Ioane, pe scurt, cum ar fi arătat România dacă Ceaușescu nu se năștea cu 100 de ani, fix cu 100 de ani în urmă la Scornicești? Eu cred că am fi scăpat mai devreme de comunism. Crezi? Da. Bine, mersi mult, Ioane. Mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. Salut, Radule, Nia Lomița la Slobozia, ești în direct. Da, să trăiți. Hai, noroc. Vreau să vă spun că pe timpul lui Ceaușescu, România a devenit cea mai frumoasă țară. Cu industrie, cu de toate. Oamenii aveau unde să muncească. Avea forță de muncă calificată care s-a bătut joc de ea domnii, de când a venit Iliescu. Până acum tot s-a furat și tot s-a furat. Apoi, domnule dragă, această guvernare de la Iliescu încoace e cea mai tâmpită. Toți s-au pus pe furat. Au furat și acum se chinuie să fure în continuare. Zi-mi, te rog, frumos, zi-mi, te rog, mult de tot, două lucruri foarte rele pe care România le-a trăit în epoca de aur sub Ceaușescu. Domnule, ce a trăit în epoca Ceaușescu? Nu aveam mâncare. Atât. În rest, aveai loc de muncă, aveai casă,
aveai de toate. Să știi că asta cu mâncarea nu e adevărat, nu aveam mâncare. A fost ultima doar în anii, perioadă. Doar la sfârșitul anilor 80, în 1970-75. Da, 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 1980 atunci. În 80, anii 60-70 era mâncare. A fost extraordinar. Era mâncare, era mâncare, era mâncare să-ți pui și în cap. Da, era, era, slavă Domnului. Ai uitat, ai uitat, ai uitat, prietene, ai uitat, prietene, de frigul în care stăteau oamenii în case cu șube pe ei? Era, domne, dar ăsta ce-a făcut, domne, până acum? Lasă-mă în durerea mea, că e, e dezastruos pentru țara asta. Au furat, s-au chinuit să fură tot, tot, tot. A distrus industria, a distrus forța de muncă, a distrus muncitorii. I-au trimis ca să scape de ei, să scoată lumea. Bine, bine. Cum ar fi arătat, după părerea ta, România dacă Ceaușescu nu s-ar fi născut acum 100 de ani? Era vai și amar de capul nostru. Ce era slobozia aici? Bine, mergem mai departe. În Bruxelles, salut, Nicolae, ești în direct. Alo, bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua, Nicolae. Am încercat de multe ori, de foarte multe ori, vă urmăresc, fiind pensionar, deci vă urmăresc zilnic. Spune-mi, lasă povestea, ai reușit, Nicolae, așa. Ai reușit să intri. Zi-mi acum, te rog frumos, care este părerea ta despre România. Fii atent, România și românii, cum am fi fost noi ca țară și popor dacă Ceaușescu nu ar fi existat? E bine că a existat până la un moment dat. Dar în ultimii ani de existența lui Ceaușescu, alo, m-a auzit? Da, te aude toată România. În ultimii ani a existenței a început să fie rău, foarte rău, foarte rău. Nu mă gândesc că nu găsească ce să mănânce, fiecare am avut ce mânca, fiecare am avut un... Deci nu sub aspectul ăsta. Sub aspectul că ne-au tăiat toate drepturile, nu cunoșteam nimic ce se întâmplă în lumea asta. Ce, știam numai, aveam două ore la televizor și îl vedeam pe el atât. Ce mai auzeam de prin cărți, că nu aveam posibilitate să avem altceva la dispoziție. Dar nu de asta. Unde a greșit poporul român, vă spun, a greșit la revoluții. Și au făcut două greșeli mari. Am continuat tot cu ei. Deja se vedea că ultimii ani a lor erau un chix total, tot plin de fraieri și de proști și de lingăi. Bun, și a doua greșeală? Asta una, și a doua? Și asta, ca și astăzi, exact ca și astăzi, s-a întâmplat în ultimii ani. Deci oricum nu mai ducea mult. Chiar dacă trăia, dar el nu mai ducea mult la cârma țării, pentru că efectiv ajunsesem în halul ăla, fiind înconjurat de proști. Păcat că nu am timp. Întrebare, vreau să te întreb așa. Faptul că acum lucrurile sunt complet diferite, sunt complet diferite față de epoca de aur. Întrebare, poporul român e mai rău sau conducătorii sunt mai răi de situația este acum așa de dramatic, aș spune, în România? Da, efectiv e dramă. În România, ce se întâmplă? Asta am înțeles. Care e vinovăția principală? A liderilor sau a poporului? Ne-am schimbat noi ca neam sau sunt prea răi, prea hoți, prea nemernici? Liderii, în schimb, tot răiași, tot niște lingăi, tot niște necultivați, niște analfabeți și tot ce e mai rău în fruntea poporului, deci același rău comunist care l-am avut în ultimii ani al lui Ceaușescu. Iar noi ne-am cam schimbat și noi, ăsta e adevărul. În ce sens? Noi am luat din răutatea liderilor, dacă vreți să... Foarte frumos, foarte tare. Am luat din răutatea lor și tot, să avem și noi, dar noi muncim ce înseamnă, noi nu puteam munci cât puteau ei fura, cât furau ei. Și n-aveai cum. Și cum e românul tot să aibă... Să-l vede pe ăla de alături și să aibă și el cât de cât acolo alături, să fie în rând cu lume. Nu s-a mai putut ține pasul. Învățământul, catastrofă, deci nu mai ieșit vârfuri, tot s-a plafonat la nivelul de jos, la nivelul urât al ăsta și din cauza asta am ajuns
care, cum ar fi fost, care... ultima întrebare, cum ar fi fost România dacă Ceaușescu nu s-ar fi născut cu 100 de ani în urmă? Nu ne putem da seama asta, probabil, probabil datorită cursului istoric ar fi arătat mult mai bine, pentru că poporul român nu mai era în situația de astăzi, era, el ar fi trăit și el democrația țărilor dezvoltate și ar fi avut altă mentalitate. Mulțumesc foarte mult, mergem mai departe. La Constanța din nou, Constantine, ești în direct. Da. Oprește sonorul televizorului. Bună seara. Oprește sonorul televizorului. Da. L-ai oprit? Nu l-a oprit, închide telefonul. Bine? Ai oprit telefonul, ai oprit televizorul? Am închis sonorul. Bravo, te ascult. Da, am să-l închid, poftim, am închis televizorul, da. Te ascult cu drag, zi. Da, dumneavoastră întrebați mereu cum ar fi fost România dacă nu era Ceaușescu. Păi să ne uităm la țările vecine. De ce mai întrebăm? Țările vecine ne uităm la Bulgaria, la ăștia, Polonia, așa, la și Ungaria. Așa, și ce vedem? Păi unii dintre ei sunt mai buni. Sau de fapt majoritatea sunt mai buni decât sunt într-o stare ceva mai bună. Am înțeles. Eu am să vă spun o paranteză. Când la noi Ceaușescu verifica mașinile de scris, te duceai la poliție să declari mașina de scris ce scria ei, în Cehia, președintele care a fost Václav Havel și care era dizident, avea calculator și scria romane în pușcărie. Era în pușcărie și scria romane în pușcărie. Și spunea, eu ascultam atunci Europa Liberă, și spunea, domnule, ăsta e... din comuna primitivă. Pe toți cei care, fii atent aici, pe toți cei care îl laudă pe Ceaușescu, îi întreb ce a fost rău. Pe tine care îl critici, te întreb, zi-mi un lucru bun pe care l-a făcut Ceaușescu în epoca de aur. Domnule, el a avut niște intenții bune, dar avea niște fixuri. Deci intenția lui bună a fost, domnule, să umplem țara cu bunuri materiale. Numai că el a avut această chestie că proprietatea privată creează, așa a citit el în teoria marxistă, proprietatea privată creează contradicții. Și oamenii veneau la oraș, primeau apartamente gratuite, că spunea că este proprietate privată, nu-i dădea voie, în prima fază, nu îi se dădea voie să ia apartament, să cumpere. La sfârșit de cea încolo, târziu, deci oamenii primeau apartamente gratuite și se înscriau la mașină. Și acum normal că oamenii spune că era bine pe timpul lui Ceaușescu. Am înțeles. Stăteau mașina, stăteau la coadă și își luau apartamente gratuite. Am înțeles. Și acum vreau să fac o paranteză. Uitați-vă la chinezi. Chinezii nu mai vor să construiască ei fabrici și uzine. Deci acolo nu mai este marxism. Deci spune, domnule, lăsați lumea să construiască fabrici și uzine. Noi îi bubuim la profit. Dacă ai profit mai mare de 3%, te împușcăm. Mersi mult de tot. Mergem în Olanda. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Salut. Salut, Emile. E o rușine națională în ziua de astăzi să vorbim de Ceaușescu, care era un țărân tot cu copii, cu absolut tot. Și în comparație cu ce este în ziua de astăzi, ce averi incomensurabile au realizat. Adică tu îmi spui că emisiunea asta este o rușine sau am înțeles greșit? Nu. O rușine să se vorbească de Ceaușescu, că a fost un om bogat și a fost extravagant, când copiii lui au murit de foame. Ne aduceam aminte cum a murit Nicu Ceaușescu și fetele și fata. Și în comparație cu de Izabelele din ziua de astăzi, la parlamentari și la toți oamenii care au făcut bani, miliardarii de carton și ce se întâmplă ziua. Spune-mi, te rog, două lucruri. Primul, cum crezi că ar fi arătat România dacă Ceaușescu cu fix 100 de ani în urmă nu se năștea la Scornicești? Inevitabil era în progres. Inevitabil. Cum a spus și dumneavoastră, datorire la 0-0, se mai investea bani și în industrie. Aveam o industrie, cum spune lumea, că era TRV, cum spune Petre Roman. E o minciună extraordinară. Vă aduceți aminte toate combinațiile siderurgice de la Galați, de la Hunedoara, de la Reșița, de unde au fost
Nu se poate așa ceva, nu se poate. În ziua de astăzi e îmbogățit peste noapte și cei și restul sunt oamenii săraci. Ultima întrebare, întrebare pentru tine în Olanda. Poporul român, poporul român, cel din epoca de aur și poporul român cel de azi, din 2018, au aceeași calitate? Este oamenii dinainte erau mult mai cumpătați, mult mai sociabili, mult mai înțelegători unul față de altul, față din ziua de astăzi, când e o alergătură după îmbogățire cu orice preț. Mersi mult de tot. Ne întoarcem în țară. Bună seara. Bună seara. La Suceava, ești în direct, Vasile. Domnul Barbu, întrebare. Te ascult. Ați fost parlamentar PMP. Da. Așa. Nu, n-am fost parlamentar. Nu, n-am fost pe PMP, am fost pe PDD și apoi pe PNL. PDD. Așa. Da. Și de ce ați ajuns înapoi jurnalist? Pentru că prin vot democratic poporul din Gorj a ales pe altcineva în Senatul României. Și vi s-ar pare corect treaba asta, domnul Barbu? Absolut corect, bineînțeles. Gorjenii în înțelepciunea lor au votat cum trebuie, da. Eu nu eram bun de senator, au ales pe altul. Și au ales pe alții. Da. Și de ce se întâmplă treaba asta, domnul Barbu, în țara noastră? Am 30 de ani, lucrez. N-am văzut niciun ban de 2 luni de zile. La privat. Nu-i pasă și nu-i interesează. Da, m-ai făcut să tac. Îmi pare rău. Nu ești primul pe care l-aud că muncește și nu-și primește banii de la patron. Da, poate cu timpul se rezolvă și asta. Spune-mi, după părerea ta, tu având doar 30 de ani, aveai 2 ani la Revoluție, nu se pune. Spune familia 4 ta. 4 ani, am 32 de ani. Bine, 4 ani tot nu se pune. Familia ta, prietenii tăi, vecinii tăi, cei care sunt mai în vârstă, ce impresie ți-au creat, general vorbind, despre epoca de aur și Nicolae Ceaușescu? Tata meu mi-a făcut casă. Poftim? E timpul lui Nicolae Ceaușescu. Așa. Așa. Dar după Revoluție nu mai reușit să facă nimic. Bine, mersi mult de tot. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Nu-l puteam întreba pe distinsul telespectator nimic, pentru că având doar 4 ani trăiți în epoca de aur, ce să știe copilul? Acum are 34 de ani și plânge pe la ușile patronului care îl muncește și nu îl plătește. Da. E o fațetă a democrației pentru care s-a murit în 1989, în decembrie. S-au lăsat copiii împușcați în decembrie 89 și pentru că acum patronii să-și permită, niște javre fiind, ăștia, la ăștia mă refer, să îi chinuie, să-i sclavagească pe oameni și să nu le dea banii. Revenim după 2-3 minute. Ne-am întors partea a doua a unei ediții de colecție, spun eu, pentru că este ediția care în anul centenar al Marii Uniri discutăm despre un alt centenar, mai trist, mai controversat, mai cum vreți voi, cei de acasă, centenarul Nicolae Ceaușescu. Cu fix 100 de ani în urmă, la Scornicești, se năștea cel care avea să devină președintele Republicii Populare Română, devenită apoi Republică Socialistă. 25 de ani la cârma țării, o epocă numită de aur, pe care foarte mulți o consideră o tragedie națională pe care poporul român a trăit-o și urmările le simte încă astăzi. Trecem Atlanticul în Statele Unite. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Sunteți în direct, vă ascult cu drag. Domnule dragă, cu privire la Ceaușescu, dacă exista sau nu exista, tot așa ar fi fost. Pentru că problema este strict politică. Cei care au condus țara au fost serviciile secrete. Vreau doar să spun atât, o secundă, vreau să spun doar atât românilor, că priviți acum imagini, iarăși document, Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon pe peluza Casei Albe, Pennsylvania Avenue 1600, Washington, o vizită istorică. Da, vă ascult, scuzați-mă. Așa, ei, ce se întâmplă? Indiferent care ar fi fost problema, în România, pe vremea aceea, din 10 oameni, 2 erau ai securității. Fie că lucrau în armată, poliție, servicii secrete, indiferent ce ar fi fost, 2 erau al serviciilor secrete. Ei conduceau
economia. Ei făceau absolut totul. Ceaușescu a fost la ei. Știți cum vă puteți da seama? Cum? Uitați-vă la meciul ăla de volei în care Ceaușescu